Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bine ați venit la Step by Step. Sunt Cătălin Ionete și alături de mine, ca de obicei, este Florina Mariei, profesorul nostru în domeniul relațiilor de cuplu. Bine a venit, Florin! Salut, Cătă! Mă bucur foarte mult că avem ocazia și astăzi să continuăm discuția noastră pe care am început-o de mult, despre stiluri de atașament. Deja am ajuns acolo unde, după ce am explorat foarte mult ce înseamnă fiecare stil în parte, ele au început să se întâlnească și le vedem exact în relație unul cu celălalt. Astăzi o să... Unde am ajuns? Facem un pas înainte. După ce am văzut ce înseamnă să se întâlnească doi parteneri cu stil de atașament securizant, relația e foarte faină. Da? Este cazul ideal, nu? Da, cazul ideal, dar nu e perfect. Asta aș vrea să înțeleagă cineva. O relație în care oamenii sunt mai sănătoși emoțional, că nu cred că este vreun om sănătos total emoțional, dar mai sănătos, cei cu stil de atașament securizant nu au o relație perfectă. Dar este o relație bună care funcționează. Chiar poate e fain să dau informația asta pe care am citit-o cu ceva timp în urmă și mi-a venit acum, și anume, cam 69% din problemele maritale nu sunt rezolvabile. Rezolvabile? Da, nu sunt rezolvabile. Nu se pot rezolva niciodată. 69%? Da. Exact. Păi ce înseamnă asta? Adică unii trăiesc cu fantezia asta că o relație de cuplu bună, fericită, e o relație unde nu sunt probleme. Sau sunt probleme foarte puține. Nu despre asta e vorba. O relație de cuplu fericită este o relație în care sunt foarte multe probleme. Mă, de 69%. Chestia asta nu zic eu. Am citit-o într-o carte de-a lui Gottman, Căsătoria pe butuci sau ca pe roate. Omul ăsta și-a înființat un institut acum 40 și ceva de ani, cred că sunt vreo 42 de ani, Institutul Gottman, și sunt mii, zeci de mii de studii, de cupluri analizate în perioada asta și una din concluzii este asta. În cuplurile fericite există probleme și 69% din probleme nu se rezolvă. Adică oricât ai vrea tu, n-ai cum să ai relația unde nu sunt lucrurile... Și atunci care este atitudinea sau care este soluția? Soluția, despre în asta constă soluția, că cei doi reușesc să treacă peste problemele astea nerezolvabile fără să se rănească. Asta învață adus... să relaționeze într-un mod etic și învață cumva să se obișnuiască. Bă, m-am tăiat la deget. Nu, nu-i mai degetul perfect, dar trăiesc cu chestia asta și învăț cum să-l pansez, cum să-mi protejez, încât să nu mă încurce. Despre asta e vorba. Deci nu e un cuplu perfect. Asta mi-a adus aminte de sloganul sau motoul alcoolicilor anonimi, cred, care spune, dă-mi, Doamne, puterea să schimb ce se poate schimba și să accept ceea ce nu se poate schimba. Să fac diferența între ele. Înțelepciunea să fac diferența dintre ele. Deci în cuplu avem lucruri care nu se pot schimba. Da, unele nu se schimbă niciodată. Uite, și eu în relația cu Ana suntem de 22 de ani și unele chestii continuă Ana să le facă și mie nu-mi plac, eu continui să le fac și Ana nu-i plac. Însă am învățat cum să trăim cu chestia asta încât să nu ne mai afecteze. Dacă, de exemplu, pe mine la început mă enerva foarte tare când ea lua un pahar, era neatentă și îl vărsa. Astăzi am ajuns în momentul în care ea, mai rar evident că a mai crescut și ea, este mai atentă decât înainte, dar asta nu se întâmplă că nu mai face boacă de genul ăsta. Nu. Dacă înainte mă supăram, acum 20 de ani, acum nu mă mai enervează chestia asta, mă apucă râsul. Deci, am învățat cum să gestionez momentul ăsta. Deci situația, faptul a rămas același, dar tu ți-ai schimbat atitudinea vis-a-vis modul în care te raportezi la el. Asta deci înseamnă cumva că s-a rezolvat problema. Cumva. Da, într-un fel s-a rezolvat problema, dar nu problema, s-a rezolvat percepția mea asupra situației. Și cred că despre asta este vorba. Cum poți să vezi aceeași chestie altfel, încât să spui, bă, stai puțin, că nu e doar negativă. Bă, are și chestii pozitive. Că aici apare foarte mare, sau problema cea mai mare în viețile noastre, nu doar în relație de cuplu, în orice aspect al vieții noastre, este că noi gândim polarizat. Adică într-o situație... alb sau negru? Da, exact. Deci noi vedem o situație, imediat am pus eticheta. Este o situație bună, pozitivă și ne infatuăm și suntem mândri și zicem, wow, grozav. Și când pierdem situația respectivă și este pe invers, trăim într-un coșmar.
catastrofă, dramatizăm totul, e sfârșitul lumii. Mamă, ce o să iasă, pentru că vedem doar partea negativă. În prima situație vedem doar pe aia pozitivă, după aia pe aia negativă. Și atunci atitudinea corectă? Atitudinea corectă este să încerci să vezi că în orice situație, de asta nu e doar un joc mental, așa ca să te echilibrezi tu, este pe bune. Chiar așa este. Orice situație are părți bune și părți rele. Nu există nici măcar o situație pe lumea asta, eu n-am găsit-o. Dacă este cineva care știe situația asta, care e doar bună sau doar rea, să ne scrie. Așteptăm cu interes, poate cineva... Deci nu există. Bun, eu zic că nu există, din lucru cu clienții mei din cabinet. Știu sigur că toți oamenii care au venit cu probleme de alea de mamă, e sfârșitul lumii, e negru în fața ochilor, s-a sfârșit totul, deci nu mai avem soluții, s-a terminat. Pe bune? Hai să vedem care sunt plusurile din situația asta. Bă, ești nebun? Cum să fie plusuri? Nu, hai că se arată că sunt niște plusuri. Și nu două, trei. Uneori ajungi la 10, la 20, la 30 de beneficii. Cred că atâta timp cât îți dorești, cât vrei, cu tot din adinsul să schimbi ceva, poți. Cred că problema într-o relație, cel puțin, problema care nu poate fi rezolvată, e aceea când unul sau amândoi dintre parteneri nu mai vor să rezolve. Da, însă poate. Eu vreau să completez ce spui. Uneori, cât de mult ți-ai dorit, unele lucruri nu o să se schimbe. Și trebuie să înveți să trăiești cu ce nu se schimbă, Cătălin. Să te schimbi pe tine atunci? Nu, să schimbi percepția ta. Deci, noi, și eu un lucru în terapiile și în sesiunile mele de coaching, eu nu lucrez cu situația. Că vine, de exemplu, un bărbat să spună, bă, schimbă-mă pe nevastă mea, că e nebună, că e geloasă, că e cum e. Omule, eu nu lucrez cu situația, cu persoana, cu partenerul tău, de exemplu cu socrii tăi sau mai știu eu cu cine o fi, ci hai să lucrăm cu percepția pe care tu ai față de situația aia. Pentru că se deja, cel puțin în lumea psihologiei și sunt și în alte zone unde se vorbește, realitatea este neutră. Adică nu există o realitate independentă un privitor, că nu există. Adică da, realitatea este tot timpul ceva perceput. Asta e unu. Și doi, noi dăm o etichetă de bine unei realități și altcineva îi dă o etichetă de rău. Exact aceleași realități. Realitatea e neutră. Nici pozitivă, nici negativă. Ci ce contează în povestea asta este cum interpretezi eu realitatea. Și cred că asta este munca pe care noi trebuie să o facem în viața asta. Când copilul nu ți-a intrat la facultate, cum percepi tu situația aia? Când te-a dat afară șeful de la muncă, te-a concediat. No, cum o percepi? Ce percepție ai tu? Pozitivă sau negativă? S-a terminat lumea, e sfârșitul lumii sau e ocazia poate să-mi găsesc ceva. Bravo. Care să-mi placă mai mult. Este exact. Te-a părăsit partenerul. Mai e dramă? Dacă o vezi doar ca dramă, înseamnă că vezi polarizat, doar partea de minus. Dacă este super fericire și nu vezi deloc minusul, nici aia nu-i bine, că trăiești într-o fantezie. Nu, divorțul este în echilibru, adică sunt și părți pozitive ale divorțului și părți negative. Și așa mai departe. Revenim de unde am plecat. Relația dintre doi parteneri securizanți nu este o relație perfectă în sensul că nu sunt deloc neînțelegeri sau deloc frustrări, nu. Ci oamenii ăștia, deși au parte de niște lucruri care nu sunt tocmai cum și le-ar dori ei, au învățat de-a lungul timpului cum să treacă prin situațiile astea, astfel încât să nu se mai lase afectați, să nu mai trăiască în resentimente, în starea de judecător, în starea de critică. Dacă eu înainte o criticam pe soția mea când era neatentă și vărsam un pahar, acum mă apucă râsul, facem mișto, dă și ea de numeri, dau și eu și mergem mai departe. Deci nu mai suntem judecători, cum eram înainte. Prost. Pentru că voi sunteți alții, ați crescut. Noi suntem alții și percepem altfel situația asta. Da. Bun. Dacă cineva se uită acum pentru prima sau a doua oară la noi, s-ar putea să nu știe exact ce vrem să spunem cu stilul de atașament. Și invităm pe acești spectatori, dacă vor să se uite înapoi la emisiunile noastre anterioare, o să spun doar că stilul de atașament este ceva, este învățat. Modul nostru fundamental de a fi ca partener într-o relație învățat până la vârsta de 2 ani, 3 ani, da? Spune da. Balbi, adică foarte, foarte timpuriu. Și astăzi am ajuns la întâlnirea a două persoane care au același stil de atașament evitant. Asta cred că este necesar să spunem în câteva cuvinte, dacă vrei să faci o scurtă recapitulare, ce este stilul de atașament evitant, ca să putem să vedem cum se întâlnesc aceste două persoane. Da. Din câte mi-amintesc, eu am discutat data trecută despre stilul de atașament evitant. Azi discutăm despre anxios.
Da, da, da. Mi-am încurcat eu temele exact. Atunci. Deci da. Asistăm deci, la întâlnirea dintre una... Două persoane cu stil de atașament anxios, dar să fac o mică recapitulare cu privire la întâlnirea celorlalte două persoane, stilul de atașament evitant. Data trecută am discutat-o. Ăștia sunt într-o continuă nesincronizare, în sensul că amândoi se depărtează mereu. Ăștia foarte rar se întâlnesc. Evitantul este cel care este mai fericit când e singur? Nu neapărat că este mai fericit, este... e mai liniștit. E mai liniștit. E mai liniștit, se simte mai în siguranță când e singur, pentru că nu prea îl rănește cineva. Ok. Și dacă ăștia doi evitanți sunt într-o sincronizare perfectă în sensul de depărtare continuă, no, acum, astăzi, ajungem la sincronizarea, altă sincronizare fatală, dacă pot să zic așa, a două persoane cu stil de atașament anxios. Am zis noi data trecută că stilul, întâlnirea dintre doi evitanți este cumva ca două planete sau o stea și o planetă. Într-o relație trebuie să existe un echilibru, o gravitație, o anumită orbită ca să rămână pe orbită. Și atunci, aceste două planete tind să se depărteze și să se piardă. Acum cu ce avem de-a face? Cu doi anxioși care se atrag așa de mult încât riscă să se ciocnească și să... Exact. Da, 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 da. Ăștia sunt într-o continuă apropiere, într-o continuă încercare de a fi apropiați. Practic ăștia se apropie într-un mod obsesiv, compulsiv, nu își dau spațiu deloc unul altuia și întâlnirea celor doi, practic, au la bază o combinație. O combinație între frica de abandon, pe care amândoi o au, și sentimentul de sau stima de sine scăzută. Nu sunt suficient de bun, de frumos, de inteligent, încât celălalt să rămână cu mine. Imaginează că amândoi au chestia asta. Frica de abandon și stima de sine asta scăzută. Asta sunt caracteristicile esențiale, aș zice, ale stilului anxios. Da, da. Cele două. Exact. Și imaginează că amândoi trăiesc cu frica asta că o să fie părăsiți și cu sentimentul că nu sunt suficient de buni. No. Când se întâlnesc ăștia doi, îți dai seama că comportamentele lor pleacă din acest mindset? Cu alte cuvinte, se sufocă, se controlează, se țin foarte mult unul pe altul, se spionează reciproc. E dezastru. Una dintre caracteristicile acestei relații este lipsa de încredere, de suspiciunea constantă. Da, nu fii atent aici, că asta e foarte important. Neîncredere în cine? În celălalt. Așa, aparent, la prima vedere. Aparent este neîncrederea în celălalt, de fapt este neîncredere în propria persoană, care pleacă de la stima de sine scăzută. Pentru că tu ai o stimă de sine scăzută, pentru că ție ți s-a transmis în trecut, în copilărie și nu numai, și de-a lungul vieții, că tu nu ești suficient de bun, de iubit, de apreciat, nu ești suficient de valoros. Nu, chestia asta o ai tu cu tine. Deci avem de-a face aici cu un copil care în copilăria lui foarte, foarte timpurie a fost neglijat. Neglijat, îndepărtat, tratat când cu iubire, când fără iubire, astfel încât copilul ăsta a stat în nesiguranță. Nu. Și lipsa de încredere trebuie să știe toată lumea. Când ești o persoană cu atașament anxios, nu e vorba de neîncredere în altul, în primul rând, ci în primul rând în dar tine. Dar tu știi asta? Tu, nu știi. Cum trăiești? Nu. Îți lipsește încrederea în celălalt. Da, tu așa, o pui. Exact despre asta e vorba. Tu, pentru că n-ai încredere în tine, îl spionezi pe celălalt. Că dacă crezi că tu te vezi incapabil, incompetent, neadecvat, insuficient, ai impresia că și celălalt te vede așa. Dacă tu crezi că poți fi abandonat, am zis de mult treaba asta, pentru că mama ți-a transmis cândva în copilărie, tu vei fi abandonat într-o zi, prin vorbe de genul, nu ești cu minte, te bag în sac și te dau la țigani, sau dacă nu vii cu mine, te las aici în parc, cu alte cuvinte, dacă nu faci ce-mi place mie, te abandonez. Nu. Omul ăsta a crescut, cu copilul ăsta a crescut și a intrat în relație de cuplu cu mentalitatea. Dacă și mama era în stare să mă abandoneze, cu atât mai mult partenerul de viață. Nu, imaginează-ți că frica asta este a ta, este o nesiguranță cu privire la viața ta. Băi, eu nu sunt suficient de bun de iubit. Într-o zi o să fiu părăsit. Și ce faci? O iei de aici și o proiectezi asupra partenerului. Și crezi că și el te privește cum te privești tu. Despre asta e vorba. Și cum ești în relație? Cum te manifesti în raport cu partenerul tău? Așa mă gândesc la momente obișnuite care fac rutina unei relații. De exemplu, îmi vine în minte telefonul mobil. Noi avem o relație, noi avem această nouă jucărie care este telefonul mobil și care a schimbat totul în felul în care ne petrecem timpul liber și ne raportăm unii la alții. Îmi închipui că un astfel de partener, dacă înțeleg bine ce ai spus până acum și cum ai caracterizat anxiosul, cel cu atașament de
atașament anxios. Că va fi tot timpul fascinat, chinuit de telefonul mobil al partenerului și va prinde orice ocazie să umple prin el. Este... Așa e, dar aici trebuie să zicem o treabă. S-au întâlnit doi cu stil de atașament anxios, adică sunt exact, obsedați. Exact, despre asta e vorba. Pe unde ai fost? Dar tu pe unde ai fost? Cine ți-a dat like? Dar ție, cine ți-a dat like? Amândoi sunt disperați. Și atunci vor face un cont de Facebook comun? Eu văd această moralitate. Crezi că cei care au un cont de Facebook comun sunt doi anxioși? Uite, acum mă gândesc că ar putea să fie. Deci, trebuie să înțelegem aici. Este o chestie pe care trebuie să o facem, să o diferențiem. Există două relații. Una sănătoasă și una nesănătoasă. O relație sănătoasă în care amândoi sunt oamenii care se iubesc, stau aproape, își arată iubire în mod constant, care ies doar ei doi la film, la schi, mai știu eu pe unde, la o cabană, la o piscină. Doar ei doi, nu le trebuie prieteni. Dar ăștia ies așa pentru că ori n-au găsit niște prieteni cu care să rezoneze, sau pentru că sunt foarte ocupați în cursul săptămânii cu multă lume și agitație, vor liniște pe weekend. Sau poate că se simt extraordinar de bine doar în companie. E clar că se simt și ei doi bine, dar întrebarea este de ce nu ies și cu prieteni? De ce nu ies în public? Bă, poate muncesc mult în cursul săptămânii și simt nevoia ca în weekend să fie doar ei doi. Și asta e o chestie foarte sănătoasă. Problema este când exact comportamentele astea, pe care le-am numit până acum, vin pe alt fond al neîncrederii. Adică, dacă în prima situație ieșim numai noi doi că ne e bine și vrem liniște, în situația asta când s-au întâlnit doi cu atașament anxios, vrem doar noi doi pentru că nu suportăm ca să fie altcineva în mijlocul nostru, că dacă soțul meu se uită la alta, dacă soția mea se uită după altul, doar că dacă intră cineva în relația noastră. Și în acest caz avem doi parteneri care gândesc e la nebunie. Fel. Exact. Și atunci probabil că nu se vor expune niciodată acestui risc. Ce vor căuta să stea în permanentă izolare? Da. Cam asta deci ăștia, da, exact, ăștia au tendința să se izoleze de prieteni, de neamuri, de familie, de oricine care i-ar putea îndepărta. De orice context, nu numai de persoane. De orice situație care i-ar putea rupe într-un fel sau altul. Și ei trăiesc asta, își dau seama ce fac sau trăiesc doar ca și cum? Asta e iubirea noastră. Măi, chestia asta, Cătălin, trebuie să o zicem. Noi ne trăim până ajungem să conștientizăm lucrurile astea, adică să le învățăm, să ne le spună cineva, să le citim sau să avem pregătirea specifică. Noi trăim lucrurile astea inconștient. Deci eu până acum câțiva ani de zile nu știam că există stil de atașament evitant, care sunt caracteristicile, în ce fel mă comport eu ca tiparul evitantului, că nu le ai pe toate și nu le ai mereu. Ai din când în când, când apare nesiguranța emoțională. Când nu toată ziua ești evitant sau anxios. Și putem să avem chiar un amestec de stiluri, fiecare dintre noi. Cumva, nu? Mai greuț. Tu ești într-o anumită direcție. Tu ești acolo. Eu toate aceste emisiuni, de când am început, sunt luni de zile de când discutăm despre ele și m-am gândit mai serios la ce înseamnă toate aceste lucruri și la mine, am găsit când elemente de evitant, când de anxios, cred că am și ceva de securizant. Da, le ai, însă... Dar am clar un anume stil, nu exact. Să spun care. Da, mergi într-o anumită direcție. Da. E clar că mai ai și alte comportamente, dar știi ce e foarte important? Motivul, deci același comportament pe care tu îl manifesti, ar putea să aibă în spate exact trăsătura de evitant sau trăsătura de anxios. De exemplu, ca să vezi doar că tu poți să fii dus în eroare și să zici, fii atent că sunt anxios acum sau am o trăsătură de la atașamentul anxios. Nu neapărat. Spre exemplu, când ești într-o nesiguranță emoțională față de, da, în relație cu partenerul tău, s-ar putea să ripostezi violent. Dacă ești atașament anxios, tu ripostezi în intenția de a aduce pe partener mai aproape de tine, ți-e frică să nu plece, dacă ești cu atașament evitant, la fel ripostezi, dar nu mai ai în minte să stea lângă mine, să-mi vină să mă îmbrățișeze, să nu plece. Când ești evitant, ripostezi și spui, bă, du-te, lasă-mă. E același comportament, doar că altă explicația. Evitantul vrea liniște, dispar de aici, nu mai vreau, și strigă la tine, și speră că dispari în camera cealaltă. Anxiosul strigă la tine în speranța că îl auzi și vei spune, bă, e chiar gravă situația, ia să nu plec, ia să-l iubesc, ia să-l îmbrățișez. Același comportament. Are în spate alt fond, altă explicație. Ok. Asta ne uităm mai îndeaproape la acești doi parteneri cu stil de atașament
Anxios. Ăștia doi sunt într-o continuă explorare. Oare mă mai iubește? Și când o să plece de acasă, îți scrie mesaje de genul: ți-e dor de mine? Ghiși ce? Pentru că sunt amândoi cu stil de atașament anxios și el îl pune întrebarea: da, ție-ți-e dor de mine? Dar tu nu mi-ai răspuns la întrebare. Da, dar răspundem tu. Mă mai iubești? Da, tu mă mai iubești. Dar îți mai place de mine? Da, ție-ți mai place de mine? Amândoi. Zi-mi, dar zi-mi și tu. Și dacă primește un răspuns afirmativ, de exemplu, chiar foarte frumos și convingător, cred că cam asta e întrebarea. Da, sigur. Asta nu spui numai așa ca să mă liniștești pe mine? Deci, cum îmi demonstrezi asta? Știi? Și nu se poate demonstra așa ceva. Unele chestii nu le poți demonstra. Nu ai cum să vezi în sufletul și în inima celuilalt ca să știi exact cum stau lucrurile. Da. Trebuie să-l crezi... Exact, trebuie să-l crezi pe cuvânt. Iar dacă tu nu ai încredere în tine și nu e rezolvată problema asta cu tine, o să-ți fie greu să-l crezi. De asemenea, sunt situații care de multe ori vin din exterior, care s-ar putea să-i agite pe cei doi încât să ajungă la o ceartă atât de mare încât, știi cu ce se termină? Divorț! Deși ei nicio secundă nu-și doresc divorțul, dar în disperarea lor, în disperarea de a transmite mesajul: bă, nu pleca, stai cu mine, o să ajungă până acolo încât să spună: divorțăm, gata, divorțăm. Și-au plecat în camere diferite și au stat acolo 2, 3, 5 minute, după care se gândesc ei: ce o să facem? Și dintr-o dată își dau seama că viața lor va fi pustie fără celălalt și vin înapoi în cameră și își cer iertare: hai că am exagerat, no, iartă-ne, no, iartă-mă, îmi pare rău, hai că n-am vrut să zic asta. Aș vrea să-ți povestesc un caz, mi-a venit în minte acum, al unui prieten care a avut o relație foarte, foarte frumoasă, de care a durat câțiva ani de zile, era foarte îndrăgostit, erau doi oameni maturi. Nu s-au certat niciodată, este ce spune prietenul meu. Niciodată ei n-au avut o ceartă. Asta sună puțin ciudat, dar îl cred okay. că e prietenul meu. Deci sunt convins că așa stau lucrurile, mai mult sau mai puțin. Până la un moment dat, într-o seară, la o petrecere, la o nuntă, când pornind de la ceva nu foarte grav, au dansat cineva cu altcineva, un lucru minor, poate pentru serios. Pentru tine minor, că pentru ei se pare că n-a fost. Da, dar era prima dată. S-au certat în seara aia și au spus niște lucruri și nu s-au mai văzut niciodată. Și apoi imediat ea s-a căsătorit destul de repede cu altcineva cumva ca să răzbune. El, niciunul nu l-a contactat pe celălalt, n-a încercat să-și ia iertare sau să repare. Și acum mă întrebam dacă nu cumva am putea să ghicim cam ce stil de atașament aveau ei. Știm foarte puține lucruri, dar era poate un astfel de caz în care erau două persoane cu stil de atașament anxios. Deci, doar din ce îmi povestești tu, în primul rând aș vrea să spun un lucru. Dacă ei nu s-au certat niciodată, cred că ar trebui să dăm o definiție ce înseamnă ceartă. Că bineînțeles, dacă unii mi-ar analiza relația cu soția mea, ar spune că nu ne-am certat niciodată. Dar conform definiției mele ne-am certat de multe ori. Pentru că în mintea unor o ceartă înseamnă să arunci lucruri prin casă, să te înjuri și să bagi frica în parteneri. Pentru alții ceartă înseamnă să-l bați pe partener și să fie scandalul cât casa, iar pentru alții scandal, ceartă înseamnă doar să ridici tonul, sau pentru altul ceartă înseamnă să te contrazici. Deci e foarte depinde posibil de dacă definiții. Aș fi întrebat-o pe ea, eu știu doar versiunea lui. Ea să fi spus că ne mai certam. Da. Și acum întrebarea este alta. Dacă ei nu s-au certat, să admitem ipoteza asta, ei nu s-au certat, dar ce au avut în mintea lor în toată perioada asta? E foarte probabil că nu și-au exprimat niște frustrări care au dospit, au crescut și situația din seara aia a pus capacul. Iar după câte, doar din ce mi-ai povestit, impresia mea este că ei doi nu au fost cu stil de atașament anxios, ci evitant. Pentru că unui anxios ar fi fost foarte greu să plece de acolo. Prefera durerea, prefera suferința, prefera cearta, orice, numai să nu fie părăsit. Dar în moment ce au luat decizia să se despartă, uite așa, pac, nu faci mie chestia asta, cred că au fost evitanți și mesajul era: eu nu mai vreau durerea asta, nu mai vreau să trec prin suferință. Foarte probabil că și înainte au mai avut o situație de genul ăsta. Dar cum ar fi arătat oare dacă ar fi avut un stil de atașament anxios amândoi? Își scoteau ochii, se certau. Se înjurau dacă practicau chestia asta, dacă le era comun acest comportament. Deci oriunde vedem... Și s-ar fi acuzat de infidelitate,
dar nu ar fi ieșit din relație. Deci, în general, unde vedem doi parteneri care scot ochii, cum ai zis, și se ceartă și sunt tot timpul la cuțite, avem de-a face cu persoane cu stil atașament anxios, mai degrabă? Nu, neapărat. Am dat explicația mai devreme, dar bine că pui întrebarea, ca lumea să nu confunde lucrurile. Deci, se pot certa foarte bine și un evitant și un evitant cu un anxios. Se pot certa. Important este ce urmărește fiecare. Anxiosul, când se ceartă, urmărește să rămână aproape de omul ăsta. Bă, ne scoatem ochii, ne tăiem venele, numai nu pleca de lângă mine, nu mă lăsa singur. În culmea discuției, când suntem mai aprinși, când simt că tu, ție nu se mai pasă de mine, da, știu, ne lovim, dar nu pleca, stai aici. Și dacă și iar celălalt evitantul, este anxios, simt la fel, clar, nu se da, plece nimeni. Dacă sunt doi parteneri cu stil de atașament anxios, ăia o să stea acolo și o să se certe în continuu. Poate să dureze cearta lor și jumătate de oră. Și un sfert de oră, nu știu, jumătate de oră, o oră, habar n-am. Depinde cât sunt de antrenați. Dar când vine vorba de unul de doi cu stilul de atașament diferite, da, anxios și evitant, anxiosul strigă și țipă și face crize și poate lovește și, mă rog, orice critică, reproșuri, dispreț, nu contează și ce își manifestă, cu scopul ca să-l țină pe ăsta aici aproape. Evitantul, în schimb, s-ar putea să reproșeze, să critique și el, dar cu scopul ca să iasă cât mai repede din cameră. Bă, nu mai suport tensiunea asta, e prea mare, iar mă simt lovit așa cum făcea și mama și tata, nu mai vreau. Lasă-mă, ești tâmpit, ești nea... Bă, dispari. Și nu mai vezi la un moment dat că simte că nu se liniștesc lucrurile, nu mai vezi că l-a plecat și a trântit ușa. Și rămâne cel cu stil de atașament anxios cu gura căscată, cu buza umflată, cum se zice. Bă, dar unde este? A dispărut. A plecat în cameră. Sau a ieșit din casă. S-a dus la plimbare. A intrat în mașină. Nu-l mai vezi. Îl suni, îi scrii. Nu se răspunde. Pentru cel cu atașament anxios este nebunitor. De ce? Ce faci? Ăsta s-a dus liniștit să-și vadă de treaba lui. Deci vreau să înțelegeți că comportamentul, același comportament poate să aibă în spate fie. Da? Am menționat, deja ai făcut aluzie la relația unui cuplu în care partenerii au stil atașament anxios cu ceilalți. Adică nu prea se omoară după lume, după ieșit cu prietenii, preferă singurătatea. Dacă vrei să ne spui nu mai multe despre singurătatea, aceasta, cât singurătatea în doi. Singurătatea în doi. De frică să nu fie cineva care le fură partenerul. Ar accepta și se simt bine în relație cu alții, atâta timp cât nu există amenințări. Uite, să-ți dau doar o situație concretă. Mergi la o nuntă. Apare o tipă. Nu știu cum, aranjată, frumoasă, elegantă, habar n-am cum, arătoasă, știi? Foarte probabil că dacă eu am o parteneră cu stil de atașament anxios, dacă aia, tipa aia vine pe la mine și se dă pe la mine și mă ia la întrebări, poate mă ia la un dans, dacă am obiceiul ăsta. Tu ești singur acolo? Nu, eu sunt cu soția, să zicem, da? Sau cu partenera mea, care are un stil de atașament anxios. No. Și dacă tipa aia e prietenoasă, că suntem cunoștințe de mult timp, da? Să presupunem. No, dacă aia e foarte prietenoasă și arată foarte bine, e foarte posibil ca soția mea să-mi zică, mergem acasă, nuntă de rahat. Proastă organizare, mâncarea proastă, atmosfera este nu prea faină atmosfera, acasă. Tu știi de ce zice asta, dacă ești, e soția ta, e cunoști, o înțelegi și ce faci? E cel mai bine. Depinde. Să... Depinde cine te interesează în momentul ăla. Că dacă te interesează partenera ta, te duce acasă. Te duce acasă. Poți să-ți liniștești, adică să explici că nu e nevoie să strigi, că nu are de ce să-și facă griji dacă chiar nu are? S-ar putea ca în momentul ăla, deci am zis, partenerul cu stil de atașament anxios este, noi îi zicem skunks. Deci dacă skunksul s-a agitat, s-a activat, sunt foarte probabil că în momentul ăla, dacă tu ți-ai schimbat niște priviri cu tipa respectivă, s-ar putea să orice explicație să-i dai să nu mai ajungă la ea. Deci cel mai bine ar fi să te duci acasă. Bun. Asta e sfatul meu. Și atunci, în general, dacă ar mai fi lucruri de spus despre felul cum se raportează partenerii unui astfel de cuplu la ceilalți și unul la celălalt. Da, deci cei doi, ca regulă generală, înainte să intrăm puțin în soluții, este că cei doi sunt foarte... exagerează totul. Exagerează și o situație bună. Ce bine ne este! Ne simțim bine! E exact ca atitudinea copilului când venea mami.
Copilul cu atașament anxios, când venea mama, era: mami, se prindea de mama, îmbrățișa, nu mai lăsa să plece, ce te iubește, doar mi-a fost de tine, dar ție ți-a fost doar mami de mine, tu mă mai iubești, mami? Să fie foarte agățați, unul de altul, exact ca copilul de mami, ei doi sunt foarte agățați și sunt foarte entuziași când le e bine, de asemenea dramatizează și situațiile nefavorabile, indezirabile, da? Ăștia, când e sfârșitul lumii dacă nu se înțeleg. Sunt sus, jos, agonie și extaz. Deci cam nu e plictiseală. La ăștia nu e plictiseală. În general nu este plictiseală la ăștia. Iar ca soluție, ce le-aș recomanda eu celor doi parteneri, dacă vor să facă ceva pentru viața lor, în primul rând, nu te mai gândi la partenerul tău, gândește-te la tine. Tu trebuie să lucrezi cu tine. Tu trebuie să te vindești pe tine. Tu ai de lucrat cu anxietatea ta de abandon. Este o rană emoțională pe care ai învățat-o, ai primit-o în copilărie, în urma interacțiunii dintre tine și părinții tăi. Nu, tu trebuie să lucrezi cu treaba aia, ca să ajungi să te valorizezi pe tine, să-ți crească stima de sine. Când tu te vezi mai bine pe tine, atunci o să-ți scadă frica pe care o ai acum că partenerul te va abandona. Mă întrebam acum, oare un partener care are stil de atașament anxios îl vede pe celălalt ca având cel un stil de atașament anxios? Adică recunoaște în partenerul lui același lucru care îl chinuie pe el? Păi, nu știu exact la ce te referi când pui întrebarea asta. Dacă își dă seama, acum ascultând emisiunile astea sau dacă a citit, poate să pună eticheta. Bă, suntem amândoi cu stil de atașament anxios. Dacă nu are informațiile astea și n-a auzit de stilurile de atașament, sau, în mod sigur își dă seama, bă, prin ce trec eu, trece și partenerul. Cum e frică mie, e frică și lui. Că tu nu poți să vezi ceva în altul dacă n-ai tu. Ești incapabil să vezi o chestie în cineva conform legii reflexiei, da? Rezonanței, sau legii oglinzii. Tu vezi în alții ceva ce este în tine. În general. Bun sau rău. Este o lege universală asta, față de care nu ne putem sustrage. Tot ce vezi în altul este și în tine. Tu spuneai mai devreme că pasul pe care trebuie să-l facă, pentru că deja încercăm să oferim soluții și vestea bună, noi am spus-o de multe ori, este: avem un stil de atașament care este poate nu cel mai sănătos. Putem să ne dăm seama de el, ăsta este primul pas, că l-avem, și apoi putem să, pentru că lucrăm, suntem oameni, putem să lucrăm cu el, să-l îmbunătățim, să-l ameliorăm, putem să-l ținem sub control. Conform unor psihoterapeuți ne putem vindeca total, conform altora nu ne putem vindeca, vom duce cu noi toată viața, însă putem să-l ținem sub control. Da. Și în general un partener care are un stil de atașament anxios se uită la celălalt și crede că toate chinurile și problemele lui vin de la el. Cam așa trăiești, neîncrederea. Exact. Dar de fapt, ai spus mai devreme, trebuie să se uite în primul rând la sine. La sine. Și știi de ce acolo vin necazurile lui, de fapt. Și ce trebuie să înțeleagă, cât de bine că ai accentuat treaba asta, cam 90% din problemele pe care noi le avem în cuplu, cam 90%, nu vin din cauza partenerului că a făcut el ceva, ci sunt din cauza mea. Din cauza percepțiilor pe care eu le am, din cauza prejudecăților, din cauza credințelor mele limitative. Foarte puțin, 10% este într-adevăr din cauza partenerului. Din păcate, nu există întotdeauna o sincronizare perfectă în cuplu, în general, poate că există destul de rar, ci este posibil ca doar unul dintre parteneri să-și dea seama, să conștientizeze de unde vin problemele, să-și dea seama că are un stil de atașament anxios în cazul ăsta, și să trezească. Să se trezească și să facă pași în direcția cea bună. Și întrebarea ar fi, e suficient dacă doar unul dintre parteneri se trezește și face pași? Sau îl trezește automat și pe celălalt dacă se trezește el? Bună întrebarea asta. S-ar putea să nu-l trezească automat, dar s-ar putea să-l trezească. S-ar putea să fie suficient sau s-ar putea să nu. Depinde și de nivelul partenerului. Însă este de 1000 de ori mai bine să faci tu ceva decât niciunul. Așa că dacă ești tu care te uiți la emisiune acum și îți dai seama că există probleme în relația voastră de cuplu și te gândești, ce bine ar fi să asculte și partenerul meu informațiile astea, înainte să te gândești la asta, mai bine să te gândești că ar fi bine să începi tu să aplici. Adică lucrează tu cu tine, vindecă-ți tu bubele pe care le ai în viața ta. 2. Încearcă să devii un adult emoțional, adică un om care nu e agățat de nimeni, care nu e dependent de nimeni, pe cât posibil, nici financiar, nici emoțional, nici spiritual, nici mental, nici
în niciun fel, să fii cât mai pe picioarele emoțional tale. Emoțional, când spui, nu devii automat dacă ai 30 de ani, cam asta întreb, nu? Da, conform unora da, dar eu nu cred în chestia asta. Tu poți să ajungi la 70 de ani și să fii încă un copil din perspectivă emoțională, de aceea eu cred că tu ai nevoie să lucrezi cu tine, indiferent cine ești. Bănuiesc că nu e ușor să te uiți la tine, te crezi un om în toată firea, sănătos, vrei să fii respectat, admirat și să fii recunoscut undeva în centru ființei tale, în cele mai adânci adâncuri, ești un copil fricos, speriat. Da. Da, uneori procesul ăsta de a ajunge la tine, de a te vedea cum ești în realitate, s-ar putea să dureze mult. Deci mie, de exemplu, nu știu să zic exact câți ani, dar eu cred că undeva la vreo 10 ani mi-a luat să încep să mă înțeleg și să mă cunosc. Nu am pretenția că mă știu perfect, dar mă cunosc mult mai bine decât înainte și mi-au luat ani de zile să admit că eu am niște lacune, să admit că am niște răni și după aia alți ani de zile în care tot lucrez cu mine. Îmi place. Adică e vorba de ani de zile, de muncă și eu cred că munca asta o să o am toată viața. Asta este convingerea pe care eu o am. Nu cred că vom ajunge vreodată să zicem gata, am terminat cu dezvoltarea personală, cu vindecatul rănilor, de acum mă culc liniștit. Dar este din ce în ce mai bine. Și asta e vestea bună pe care cred că tu o dai aici și o transmiți și ce-mi place cel mai mult la emisiunea asta și la tine, ca, cum spuneam, profesorul nostru de relații de cuplu, este că vorbești din lucruri pe care le-ai trăit. Adică nu doar sunt niște teorii pe care le duci mai departe, le-ai văzut eficient. Și tu ai făcut munca asta grea, de a trece dintr-un loc în altul unde ești mult mai bine, din punct de vedere al relației. Și asta este într-adevăr un lucru extraordinar și cred că va fi suficient să motiveze pe mulți, că este posibil. Dacă tot aduce asta aici, aș vrea să le zic oamenilor, chiar el m-a supărat pe soția mea. Eu m-am supărat, nu ea a făcut ceva ce merita să mă supăr. Dar vreau să aduc chestia asta aici, acum. Dacă înainte, acum 20-22 de ani, ne supăram poate zilnic și poate uneori supărarea dura 3-4-5-7 zile, supărarea emoțională, că așa de vorbit lucruri banale le vorbeam. Nu. Supărările acum sunt mult mai rare. Nu mai sunt o dată pe zi sau o dată pe săptămână, poate sunt o dată la o lună sau la trei luni. Dar când sunt mai grave, adică mai intense, mai serioase? Asta e faza faină. Acum supărările nu mai sunt de intensitatea aia, pentru că am ajuns să înțeleg în sfârșit, după ani de zile, sunt ani de zile de când am înțeles chestia asta, dar mi-au luat ani de zile până am ajuns la momentul ăla, să înțeleg că soția mea nu mi-e dușman. Nu vrea să-mi ia gâtul. Nu-mi taie venele. De-aia n-are rost să mă mai activez, să nu mai intru în starea aia de mă trebuie să demonstrez eu ceva. E o fată care face niște chestii. Crezi că sunt mulți parteneri, mulți soți, soții care trăiesc în acest fel, în relație? Cred că partenerul este dușman? La nivel inconștient așa îl percepe partener, creierul tău emoțional, amigdala, mai bine zis, acea parte din creier care e responsabilă de emoții, de supraviețuire, îl percepe pe partener ca fiind un dușman, pentru că îl asociază pe partener cu cineva din trecut care l-a amenințat într-un fel sau altul. Și la nivel inconștient, când partenerul manifestă exact comportamentul pe care l-a manifestat cineva în trecutul tău, amigdala se activează. Ah! Sunt în pericol de moarte și de-aia noi reacționăm atât de violent. Parcă văd niște privitori care ridică din sprâncene la această afirmație. Cum adică soția mea să cred că este dușmanul meu? Repet, la nivel inconștient. 5% din activitatea creierului nostru este conștient, 95% este subconștient. Ce avem noi mai profund și ce ne guvernează nouă viața se află în subconștient. De aceea e foarte... De-aia am zis că mi-au luat ani de zile și să încep să înțeleg adică ceva. Când au început să răsară razele de soare care te-au ajutat să vezi că iată, eu o percep pe soția mea ca și cum ar fi... Măi, cred că cam acum 10 ani au început să se liniștească lucrurile și la nivelul emoțional al meu. La nivel rațional mai de demult, dar de foarte multe ori partea emoțională bate pe aia rațională. De cel mai mult? Că ne preia controlul amigdala și neocortexul s-a dus. Și nu mai ții tu timp să te mai gândești, să raționezi, să conștientizezi lucrurile astea. Dar de vreo 10 ani încoace am început să înțeleg și cu partea emoțională și reușesc prin exerciții cu mine ca să investesc cortexul să preia controlul într-o situație și să dezinvestesc amigdala. Să-i zic,
părți emoționale, bă, nu te agita. Nu te panica, că nu-i cazul acum, că n-ai un dușman în față. Este un prieten, un partener, care n-a știut în momentul ăsta să se poarte altfel. Dar tu potolește-te. Și chestia asta o poți antrena. Este un proces conștient și continuu. Prin care ești, de fapt, scopul este tocmai asta, să fii din ce în ce mai conștient, mai exact. Lucid, să nu te mai lași pradă, să nu mai lași să stragă altcineva firele. Da, pentru că noi, în mod normal, ne trăim viața pe pilot automat, adică conform scenariilor de viață pe care părinții le-au scris în creierul nostru. Și nu le-au scris nici ei conștient. Nu le-au scris conștient. Fi. Efectiv, evident, nu le-au scris conștient. Iar munca mea de adult este să identific ce au scris părinții aici, acele programe care îmi conduc mie viața, și să rescriu acele scenarii, acele programele de viață, ca să trăiesc după cum vreau eu, nu după cum a programat cineva. Adică să, într-o situație, să dau un răspuns, nu o reacție, da? Să-mi aleg eu răspunsul pe care îl dau față de partener. Iar pentru asta e nevoie să lucrezi cu tine. Și vreau să spun foarte clar tuturor oamenilor care se uită la noi, dacă vrei vreodată să se întâmple ceva bun în relația ta, trebuie să lucrezi cu tine. Da, trebuie să mergi la coaching, trebuie să mergi la terapie și să începi să identifici ce este acolo. Și dacă știi, bine, dacă știi, dacă ai informații, lucrezi tu cu tine, singur. Dacă nu ai nevoie de ajutorul cuiva. Și ar putea să fie acest cineva care să te ajute, chiar partenerul tău, ar putea, adică, dacă îți schimbi optica și nu-l mai vezi ca pe dușman la nivel inconștient, să-l vezi ca pe un, și un aliat în același timp. Adică el îți arată greșelile, bravo. El îți arată problemele, te poate și ajuta să te... Foarte tare, Cătă. Fii atent aici. Mă bucur foarte mult că ai adus asta aici în discuții la finalul emisiunii noastre. Ce ar fi fain? Acum vorbim despre doi parteneri cu stil de atașament anxios. Ce ar fi foarte fain este că dacă ești un cuplu de genul ăsta, în care amândoi dramatizau totul, și binele și răul, totul la voi este la cote maxime, dacă tot ai aflat informațiile astea, într-un moment de liniște, de siguranță emoțională, că sunt și momente din astea în relația, chiar în relația celor doi cu stil de atașament anxios, sunt și relații liniștite, nu, stai de vorbă. Ascultă emisiunea asta încă de 3, de 10 ori. Pune mâna pe cărți, citește, ca să știi ce se află în spatele comportamentelor anxioase, da? Când înnebunim. Dacă tu ai informație, cred eu că minim 50% din problema este rezolvată. Minim 50%. Simplu fapt că ai conștientizat. Pentru că atunci când tu o să te vezi comportând într-un anumit fel, se aprind beculețele. A, fii atent că eu fac chestia aia. A, fii atent că o fac pe aia. Partenerul, a, de-aia o face. Simplu fapt că ai informația te ajută. Pasul 2. În momentul de liniște al vostru, al relației, stai de vorbă cu partenerul și stabiliți-vă voi niște înțelegeri ale voastre. Bă, că nu mă vezi, că nu întotdeauna te apucă dragi și pe tine și pe partener la fel. Întotdeauna unul e mai activat decât celălalt. A, că ajung amândoi să se activeze pe parcursul discuției la maxim, asta e altă poveste. Dar întotdeauna unul începe mai sus, altul e un pic mai așa. Nu, ăsta care nu e chiar atât de activat, care nu e chiar atât de... Să aveți voi înțelegere că ăla să intre puțin din partea emoțională în partea de neocortex. În partea adică... de rațiune, în partea de control. Și când îl vezi, când te simți tu mai liniștit, că încă nu te-au luat emoțiile, nu ți-au anulat creierul cognitiv, să aveți voi o înțelegere a voastră. Ceva de genul. Când îl vezi pe partener că face așa, sau când mă vezi pe mine că nebunesc, tu liniștește-te. Sau tu ia pauză. Sau tu vino și îmbrățișează-mă. Că acum vorbim de doi parteneri cu stil de atașament anxios. Ce au nevoie ăștia doi în momentul în care simt că ceva nu-i bine între ei? Ei au nevoie de afecțiune, au nevoie de sentimentul că nu o să plece de lângă el. Nu? Tu, dacă amândoi sunteți cu atașament anxios, amândoi știți ce are nevoie celălalt, că vă cunoașteți foarte bine profilul. Și când tu, de exemplu, când eu îl văd pe partenerul meu că se burzulește, secunda 2, dacă eu pot... Sper asta să pot. E posibil să faci o astfel de înțelegere care ține de rațional și de voință? Da, cum să nu? Și înțelegerea o faci. Stăm, discutăm când suntem calmi, dar în fierbințeala momentului mai este ea validă? Pentru că n-ai luat-o tu cel care e fierbinte, ai luat-o tu cel care ești rece și rațional. Da. Și îți mai pasă ție? Asta ar fi... Dacă îți pasă de relație, o faci.
Uite, eu primul pas pe care îl recomand tuturor când ajung în situația asta de își pierd mințile și tensiunea este foarte mare, primul lucru pe care să-l faci este ceea ce nu-ți vine să faci, este în camere separate, amândoi. Trebuie să aveți voi un cod al vostru, un semnal, un ceva, ăla care poate, ăla care e condus un pic mai mult de rațiune în momentul respectiv, să zică, pentru binele nostru, că ei au avut înțelegerea când erau liniștiți, pentru binele nostru, pauză. Cât? 2 minute sau 3 sau 5 sau 7, depinde cât le e necesar, ne-am despărțit cu scopul nu de a ieși din relație, ci ne-am despărțit cu scopul de a ne liniști emoțional. Că dacă eu stau acolo în ceartă și ne lovim și ne împroșcăm, sconx, pute rău. Mă, ăla care poate zice, eu mă duc până în cameră. Nu pleci de aici. Am stabilit ieri că atunci când ajungem în situația asta conflictuală, unul dintre noi care poate pleacă primul. Mă duc nu pentru că nu te vreau, mă duc pentru că vreau să mă potolesc. Și am plecat. Și stau acolo 3 minute și mă gândesc la mine, la stările emoționale, la ce îmi vine să fac. Îmi dau seama, bă, chiar are rost să mă agit? Păi nu suntem în pericol de moarte, frate. N-are rost să mă agit eu prea tare, că nu e sfârșitul relației acum. Ăsta este cu adevărat un sfat de aur. M-aș bucura foarte mult dacă cât mai mulți l-au auzit și dacă îi vor încerca eficacitatea, pentru că e ușor. Dacă vrei, hai să facem asta. Da. Hai să ne punem o regulă, hai să stabilim niște... Da, trebuie să fie niște înțelegeri ale noastre. Reguli. Și așa ne spune foarte pe scurt niște chestii pe care le puteți face. Pentru că amândoi vă cunoașteți că vă e natural stilul ăsta de atașament anxios, tu știi că celălalt se panichează că nu se simte iubit. Cu alte cuvinte, când știi că urmează să se panicheze, când faci asta, urmează să se panicheze, nu mai fă chestia aia, că tu știi ce-l agită, știi ce-l pornește, ce-i dă foc. Nu mai fă chestia aia. 2. Oferă-i preventiv vorbe frumoase, aprecieri, flori, complimente. Oferă-i până nu ți le cere. Pentru că el de asta se panichează, cel cu stil de atașament anxios, că simte s-a golit rezervorul emoțional. Oare nu mă mai iubește? Nu-i mai place de mine? Nu, înainte ca el să se întrebe, tu oferi ce frumos ești, ce frumoasă ești, băi, ești deștept, îmi place de tine, mi-e dor de tine, te iubesc, mi-e drag cu tine, însemn mult pentru mine sau totul, nu mult, da. Spune chestiile astea așa, de exemplu, eu de ce beau apă? Beau apă ca să n-ajungă să-mi fie foarte sete, că dacă mi-e sete trebuie să beau 3 litri de apă odată. Dar acum, dacă beau câte puțin, nu ajunge să-mi fie sete. Exact chestia asta. Preventiv, tot dă-i partenerului ceea ce știi că are nevoie, până n-ajunge să zică, sunt gol, sunt secătuit, dă-mi odată, hai, să se burzulească. Cam asta este pe scurt. Mă bucur foarte mult să aud că există speranță pentru oricine, indiferent cât de problematică ar fi situația, și iată, am văzut și niște sfaturi practice. Mulțumim, Florin, te aștept și data viitoare să continuăm discuția noastră. Vom vedea cum se întâlnește stilul de atașament cel mai întâlnit cu stilul evitant. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost cu noi. Sperăm că a fost interesant și dacă a fost, să nu lipsiți data viitoare la aceeași oră. La revedere. Și un share. Și bineînțeles, nu uitați să dați un share emisiunii noastre. La revedere! Acest program este oferit de Maurer Imobiliare.